Un grav accident rutier s-a petrecut luni noapte pe strada 22 decembrie din municipiul Suceava, care a fost produs de un șofer în stare avansată de ebrietate. Am auzit mă bubuitură, are zonă. Dar erau, câte persoane erau în mașină? Din spus la oameni pe aici vreo 5. 5 persoane, nu? Da. Și sunt rănite, au ajuns la spital? Sunt plecați. Restul de mașină am urmat să plecați. Ce ați auzit? Bubuitură sau ce? Eram aici, eram un prieten de-a meu și am auzit la bubuitură. Ce s-a întâmplat? Nu știm nici noi exact. Un accident. Nu știm exact. Viteză oare ce s-ar fi întâmplat? Nu știu. Cred că viteza au avut. N-am idei. Probabil viteză, că eram mult. L-ați auzit? Exact. Bubuitură? Da, bubuitură mare și am ieșit să vedem ce e. Și erau multe persoane înăuntru? Patru sau cinci, nu știu exact. Și în ce stare erau? Două erau mai puțin vorbăreți așa, adică erau, aveau probleme de vorbă și de mișcare. 5 persoane au fost rănite și au ajuns la spital după ce, într-o curbă la stânga, bărbatul de 42 de ani a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent cu mașina într-un stâlp de beton. 2 dintre răniți sunt în stare gravă și au fost internați la terapie intensivă. Șoferul a fost verificat cu aparatul etilotest și a rezultat o alcoolemie de 0,90 mg per litru alcool pur în aerul expirat. La spital, bărbatului i s-au luat și probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În seara zilei de 21 august, detașamentul de pompieri Suceava a fost alertat despre producerea unui accident rutier la ieșire din Suceava spre Adâncata, la locul accidentului. A intervenit de la detașamentul Suceava, modulul smurt în speță, ambulanța tip B și autoritatea specială de descalcerare, iar în sprijin, dată fiind natura accidentului și numărul de victime, am intervenit cu autoritatea specială Renault. De la ambulanța SAJ au fost prezente la locul accidentului un număr de 4 ambulanțe de diferite categorii. Ce ați găsit la fața locului? La fața locului au fost găsite 4 victime în diferite stări de sănătate, a cincea victimă fiind fugită de la locul accidentului. Ulterior s-a luat legătura telefonică cu ea, s-a prezentat la locul accidentului cu o anumită afecțiune și a fost transportată la Spitalul Județean Suceava. Se pare că cei 5 se întorceau de la o petrecere între prieteni. Șoferul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, dar și pentru că era băut la volan.